Iubiții mei frați și surori, dragi tineri, băieți și fete, dragi copii, vă spun încă o dată bună seara pentru cei care ați venit după jurnal. Da, Domnul să fie lăudat că ați reușit să ajungeți. Viața pe care o trăim în lumea aceasta este încurcată cu fel și fel de neprevăzute și datorită acestui fapt, multe din lucrurile pe care le-am face într-un fel, suntem siliți să le facem altfel. Cu toate acestea, dragii mei, pe măsură ce anii mă înghesuie către zidul plângerii, mă socotesc tot mai responsabil față de mine și față de cei pe care îi slujesc, motiv pentru care i-am jurat Domnului că atâta vreme cât mai are nevoie de mine ca om al Lui, să nu ascund niciun diagnostic. Dacă ești pe moarte, vreau să-ți spun că vei muri. Dacă ai cancer, vreau să-ți spun că ai cancer. Dacă urmează să-ți fie tăiat piciorul, vreau să-ți spun că trebuie tăiat piciorul. Nu vreau să îngroș rândurile celor care îți spun că ești bine, deși ești rău. Am încercat să refuz cât de mult s-a putut venirea mea aici, însă n-am putut s-o refuz de tot. Și așa se face că ne întâlnim din nou. L-am întrebat pe Dumnezeu care ar fi lucrurile care nu le-am cam spus aici, pentru că multe am spus. Și într-un dialog cu El am căzut de acord ca săptămâna aceasta să ne ocupăm de noi. Așa de puțin timp avem pentru seri de felul acesta. Să știi că te duci acasă și că te ocupi un pic de tine. Aparent tot ce facem e pentru noi. În realitate, din tot ce facem, nimic nu e pentru noi. M-am uitat la viața Sfântului Apostol Pavel și l-am surprins cu aceeași preocupare, motiv pentru care genericul întâlnirilor noastre se naște din câteva declarații ale lui pe care Duhul Sfânt le poruncește să le facă. Și în baza acestor declarații ale lui, aș vrea, dacă se poate, să te jignesc. Aș vrea să te supăr. Aș vrea să-ți sară siguranțele. Aș vrea să te dezobișnuiesc să stai confortabil în scaun. Că poate o situație de felul acesta va prelungi harul în viața ta și poate printr-o situație de felul acesta vei nimeri drumul care rămâne în urma Hristosului răstignit. Așadar, în această săptămână, dragii mei, ne ocupăm de sfinți, de sfinții binecuvântați care putem fi noi și de sfinții lepădați care de asemenea putem fi noi.
Pasajul de bază se află în 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 9. Și de aici am să citesc versetul 26 și 27. 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 9, versetul 26 și 27. Scriptura spune așa: Eu deci alerg, nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, ci alerg știind încotro. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă lupt cu pumnul ca unul care lovește exact unde trebuie. Ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Pe toți cei din vremea lui, Sfântul Apostol Pavel, umplut de Duhul lui Dumnezeu, i-a surprins. I-a surprins chiar pe Sfinții Apostoli. Și de atunci până astăzi, 2000 de ani, pe orice creștin care citește scrierile lui Dumnezeu prin el, îl surprinde. În pasajul acesta m-au surprins foarte multe lucruri, dar unul este cel din care s-a născut acest ciclu de conferințe biblice, și anume, Sfântul Apostol Pavel, după ce se întâlnește cu Hristos, după ce se pocăiește, după ce Dumnezeu își pune mâinile peste el la propriu și după ce îl pune deoparte ca pe un vas al cerului, după ce toate acestea se întâmplă cu el, Sfântul Apostol Pavel își pune problema: mă, dacă o să fiu lepădat? Auzi? El își pune problema: mă, dacă o să fiu lepădat? Tu ți-ai pus vreodată această problemă? Nu te-ai întâlnit cu Hristos cum s-a întâlnit El. Dumnezeu nu și-a pus mâinile peste tine cum le-a pus peste El. Umplut de Sfântul Duh Dumnezeul, n-ai fost cum a fost umplut El. Chemat să fii pus deoparte pentru Dumnezeu cum a fost El, n-ai fost chemat. Și ciudat, El își pune problema că s-ar putea să fie lepădat. Și tu nu ți-o pui. Cine te-a învățat balivernele acestea încât stai așa de confortabil? Pe un butoi care stă să explodeze. Scriptura asta chiar nu mai are nimic pentru tine? Binecuvântarea și lepădarea sfinților. Mesajul acestei seri, dragii mei,
se bazează pe câteva cuvinte pe care le notează Sfântul Apostol Pavel în epistola lui către evrei. Cuvinte foarte frumoase pentru semne de carte la sărbătoarea de anul nou. Dar cuvinte foarte grele sau neconfortabile cu alte ocazii. În Sfânta Epistola lui Pavel către evrei, la capitolul 4, cu versetul 1 și versetul 2, Scriptura spune așa. Evrei, capitolul 4, cu versetul 1 și 2, spune așa. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui Iisus Hristos, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Amin. Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. La tine, cuvântul propovăduit de Hristos găsește credință? Nu te-am întrebat dacă îl citești, că poate îl mai citești. Nu te-am întrebat dacă îl auzi, că venind pe la biserică, îl mai auzi. Nu te-am întrebat dacă ești adventist, că poate ești. Nu te-am întrebat dacă faci parte din biserica celui de-al șaptelea sfeșnic și ultimul, că poate faci. Te-am întrebat dacă cuvântul lui Hristos îl crezi. Sigur că cei mai mulți dintre voi credeți că e o întrebare retorică. Nu, iubiții mei oameni. Aș vrea să vă spun cu părere de rău că nici unul din voi nu credeți ce zice Hristos. Aici este tristețea. Mesajul din seara aceasta are titlul Atenție, se închid ușile. Repet, atenție, se închid ușile. Dacă nu greșesc, undeva prin 1978-79 pleca primul tren de metrou în București și eram acolo la liceu și curiozitatea și noutatea evenimentului era atât de mare încât nu te puteai abține să nu te duci să vezi ce înseamnă aia metrou. Și când am coborât prima dată scările, undeva în gara eroilor, dacă mi-aduc eu bine aminte, și a ajuns trenul, a oprit, nou totul, exagerat de frumos, am urcat în tren și se auzea la difuzoare, atenție, se închid ușile. Și oamenii tresăreau ca nu cumva să rămână afară. Însă după ce ne-am obișnuit cu declarația aceasta, era în textul pe care îl rostea, nu știu cum se numește ăsta ce conduce metroul, era un lucru la care eram mai atenți. Zicea, urmează stația Izvor, peron dreapta. Și erai mai neatent
la atenție se închid ușile și mai atent la ce stație urmează, la ce stație urmează, pentru ca să știi dacă trebuie să cobori ori nu. Și dacă numai un pic erai cu prietenii mai gălăgios și nu înțelegeai, ori coborai mai repede, ori mai târziu. Și te încurca. Pasajul pe care l-am citit, dragii mei, e un pasaj greu. În pasajul acesta spune că există oameni care vin târziu și în pasajul acesta spune că există oameni care nu cred. Și toți cei care suntem aici știm că oamenii care vin târziu sunt ăia și oamenii care nu cred sunt tot aceia. Dar eu vă spun, oamenii care vin târziu sunteți voi și oamenii care nu cred sunteți tot voi. De ce? Hai să o luăm pe rând. Atenție, se închid ușile. Vreau să vă citesc din Psalmul 90 un verset și apoi să vedem ce spune cel care conduce metroul. În Psalmul 90, un psalm foarte bine cunoscut și citit de câte ori te bagi într-o casă cu un mort. Da, când pastorul lângă cel care creșteam, mergeam la prohod undeva, îi mi-a zis, deschide la Psalmul 90, deschide la Psalmul 90. Și acolo se citea Psalmul 90. Hai să-l citim și aici, între cei vii. Psalmul 90 cu versetul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani, și lucrul cu care se mândrește omul de aici din biserică în timpul lor nu este decât trudă și durere, că își trece iute și noi falimentăm. Atenție, se închid ușile! Urmează moartea cu peron în față! Atenție! Dragi tineri, se închid ușile. Urmează moartea cu peron în față. Crede vreunul dintre voi că nu coboară? 100% coborâți toți. Poate că sunt câțiva care nu coboară. Biblia spune că sunt 144.000. Nu 144.000 unu, ci 144.000. Nu 144.000 trei, ci 144.000. Doar ăștia nu coboară. Atenție, se închid ușile. Urmează moartea cu peron în față. Un lucru mai ciudat. Când te duci cu metrou, bănui, acum trec pe sub BCR, acum trec pe sub muzeul, pe sub muzeul nu știu care, acum trec pe sub castelul nu știu care, dar n-a pus să vezi nimic, aveți numai reclame din alea pe pereți, care nu sunt în realitate.
Și când cobori să ieși și tu să vezi ceva, prima stație a ta și a mea este moartea. Iubiții mei, chiar nu vă interesează? Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani, și lucru cu care mă mândrez eu și cu care te mândrești tu în timpul acestor ani, nu-i decât trudă și durere, că-și trecem iute, trecem iute și murim, murim! Da, își are farmec jocul din vagoanele de metrou, își are farmec dialogurile de acolo, își are farmec sceptica pe care putem să o dăm acolo, își are farmec dansul sexy din vagonul de metrou. Probabil ați văzut cel mai inedit mod de a câștiga bani în metrourile din București. La știri, femeia e până în 30 de ani, foarte frumos îmbrăcată și frumoasă și ea, după câte am reușit să văd. Intra în metrou, avea socotit exact minutele care dura până la următoarea stație, pornea un casetofon mic în mijloc și la bara aia fixă începea să danseze. Și se tot dezbrăca, până în pielea goală de tot. Și ăștia din vagon, na, ieși, unde să ieși? Nu te uita, cum să nu te uiți? Și apoi, socotit totul exact la secundă, se îmbrăca urgent, oprea castofonul și din aia trecea pe la fiecare și mai primea câte un ban. Toate sunt frumoase în vagoanele acestea. Dar urmează moartea, peron în față. Te-ai gândit? Te-ai obișnuit? Încerci să te obișnuiești? Și zice textul, să luăm dar bine seama, până stă în picioare făgăduința vieții și în raport cu ea este această certitudine a morții, să luăm seama să nu ne pomenim veniți târziu și să nu ne pomenim că suntem necredincioși, pentru că dacă ne pomenim veniți târziu și dacă ne pomenim ca unii care nu credem, e de rău. E de rău. Spune Iisus Hristos, dacă ochiul tău te face să mergi în păcat, scoate-l. Că e mai bine să te duci chior în rai decât să mergi cu doi ochi în iad. Aș vrea să vă pun o întrebare. Câți credeți că așa trebuie să facem? Nu câți credeți că facem, nu! Câți credeți că așa trebuie să facem? Sunteți ca mulți. Da. Și nouă ne-a fost adus o veste bună ca și lor, dar n-a găsit crez la cei la care a fost adusă. Nu să faci, să crezi. Atenție! Se închid ușile. Urmează moartea cu peron în față. Și așa e de trist.
Și așa e de nefiresc. Și așa e de aiurea. Doi. În a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 5, Scriptura spune așa, versetul 10, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Atenție, se închid ușile! Urmează judecata pe Ron pe partea stângă! Crezi cumva că nu o să cobori? Îți spun eu, 100% cobori. Însă, poți cobori cu capul în jos așa, sau poți cobori cu fruntea ridicată? Ce zici? Cum o să cobori? Atenție, se închid ușile! Urmează judecata! Peron pe partea stângă. Cobori? Dragii mei frați, vă interesează mântuirea? Cu mai multe luni în urmă a venit cineva la mine, se repetă lucrul ăsta, nu e prima dată, niște părinți tineri care aveau copii și m-au rugat să le dau câteva sfaturi despre educarea copiilor. Și am zis, eu vă dau, dar pe voi nu vă interesează. Mă, frate, nu vă interesează. Dacă nu ne interesa, veneam la dumneata. Nu zic, ați venit la mine așa, ca la grădina zoologică, să mai auziți ceva, că ați auzit destule, dar nu vă interesează. Zic, vă dau un sfat și după ce îl faceți pe ăsta, haideți și vă mai dau și altele. Și dacă nu-l faceți, la mine să nu mai veniți, că n-are rost. Care, frate, comand? Zic, vă duceți acasă și luați biblioteca aia mică sau mare pe care o aveți și aruncați la gunoi toate cărțile despre educarea copiilor. Toate. Indiferent că sunt scrise de John nu știu care, de McDowell nu știu care, de Popa Coman nu știu care, de... Toate. Le strângeți frumos și le aruncați la coșul de gunoi. Sau nu la coșul de gunoi, că poate le găsește cineva, le băgați pe foc. Și după ce faceți asta, veniți și vă spun al doilea lucru pe care să-l faceți. N-au mai venit, nu știu. Atenție! Se închid ușile. Urmează judecata. Peron pe partea stângă. Și aș vrea să spun, dragul meu, că pe Dumnezeu nu o să-L intereseze Platonul tău. Pe Dumnezeu nu o să-L intereseze Cioranul tău. Pe Dumnezeu nu o să-L intereseze Comanul tău. Pe Dumnezeu nu o să-L intereseze Papa-l tău. Pe Dumnezeu o să-L intereseze doar textul Lui. Cine L-a făcut trăiește și cine nu, nu. Nu părțile din text pe care ți le-ai ales tu ca să te dai important, ci textul Lui.
judecata se face pe baza textului lui. Dar și nouă ne-a adus aceeași veste bună ca și lor, dar la ei n-au găsit credință, dar la voi a găsit? Câți dintre voi cred că niciunul din biserica aceasta nu se va mântui? Ai văzut? Un martorul credincios zice, vă vomit. Binecuvântați și lepădați. Iubiții mei, frați și surori, se închid ușile. Urmează judecata cu peron pe partea stângă. Și zice textul aici așa, cu mare durere, zice așa, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să capete răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia la Madrid. Să luăm dar bine seama, fraților, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui Iisus Hristos, niciunul din voi să nu se pomenească venit târziu. Că și nouă ne-a fost adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu i-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la ei. Nu să facă, să creadă. Și am observat, dragii mei, de ani de zile de când lucrez ca păstor și ca profesor, că cea mai complicată problemă pentru un pocăit este nu să facă. Dacă vreau să mă duc să fac o demonstrație în oraș, în Târgu Mureș, antifumat, și strig la mine la biserică, duminică-i cu mine o gașcă imensă și mergem cu șepci, împărțim banane și luăm câte o țigară, toți fac. Dacă vreau într-o altă zi să mă duc la niște cămine de bătrâni și strig în biserică la mine, duminică toți sunt cu mine acolo, toți sunt dispuși să facă, dar dacă le spun un verset din Scriptură care nu le cade bine la ficat, nu-l crede nici unul. Pentru că mântuirea se capătă prin crez, nu prin faptă. Și tu ești unul dintre cei care nu crezi. Din cauza aceasta, binecuvântarea va merge spre lepădare și vei fi un sfânt lepădat. Și dacă crezi că lucrurile vor lua o altă turnură, te înșeli. Te înșeli. Atenție! Se închid ușile. Sigur, în viața de astăzi am observat un fenomen foarte ciudat. Sunt oameni inculpați de mari nelegiuiri. Și procuratura se formalizează, fac dosare, este chemat în instanță, avocații foarte buni obțin libertate pentru cel inculpat să fie cercetat în libertate și apoi urmează un fenomen foarte, foarte frumos. Amânări. Și dacă omul este ușor mai în vârstă, poate să fie amânată sentința până când ăsta moare. Și zice, domnule, am scăpat că doar mort, nu mor băga în închisoare, căput. Și-o scăpat. Și cei mai mari, nici nu știu cum să-i numesc, greșiți ai societății, cel puțin ai societății românești de astăzi, sunt cei care tot amână și așa își rezolvă problema. Am văzut un lucru,
că pocăiții au copiat acest model. În relație cu Dumnezeu, tot amână, amână, amână și apoi moare și apoi zice, a vedea Dumnezeu ce-a face cu mine. Vrei să-ți spun ce o să facă cu tine? Eu îți spun. O să-ți dea foc. Pentru că relația dintre tine și Dumnezeu nu se rezolvă prin amânare, ci prin responsabilizare. Iată-mă, Doamne, fă-mi ce vrei, dar dă-mi viață. Unde sunt oamenii aceștia? Câte unul dintre noi putea păcat și amârșăvie până în oase. Și tot timpul își găsește pe un prezbiter, își găsește pe un diacon, își găsește pe un păstor și așa, și să tot înghesuie așa, să păstreze ce? Iar ideea de pocăință nu îl interesează de nici o culoare. Și crede ce? Urmează judecata, peron pe partea stângă. Nici unul nu scapă. Și Scriptura, ce indulgentă, ce amabilă. Să luăm bine seama, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu, căci nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul nu le-a propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-au găsit credință. Noi suntem oamenii care putem întârzia, noi suntem oamenii care putem da dovadă de necrez. N-ar trebui scuturată șura asta și n-ar trebui să ne ridicăm odată în fața lui Dumnezeu vrând ceva. Atenție, se închid ușile. Urmează moartea pe ron în față. Atenție, se închid ușile. Urmează judecata pe ron, pe partea stângă. Hai să facem un pas mai departe. În cartea Apocalipsei, la capitolul 20, cu versetul 7 la 9, nu-l mai citesc ca să câștig timp, spune că au înviat toți, mici și mari, și au înconjurat cetatea sfinților și din ceruri a coborât un foc ce i-a mistuit pe toți. Atenție! Se închid ușile. Pedeapsa și nu mai urmează nimic. Băi, oamenilor, orice speranță-i deșartă. Atenție, se închid ușile, pedeapsa și nu mai urmează nimic. S-a încheiat cu circul acesta. S-a încheiat cu istoria oamenilor care au cuvinte pline de infecție. S-a încheiat cu istoria oamenilor care au crezut că înșelând pe oameni îl vor înșela și pe Dumnezeu. S-a încheiat cu istoria celor care cred că înmulțind pe păcătoși, îl obligă pe Dumnezeu să-i mântuie și în consecință va fi mântuit și el. Păi ce fac clericii de astăzi? Preoți, episcopi, diaconi, pastori, ce fac ei astăzi prin propovăduirea Evangheliei lor? Îi înmulțesc pe păcătoși, crezând că îl vor silui pe Dumnezeu, că fiind așa de mulți nu poate să-i nimicească, și atunci mântuindu-i pe ei ca păcătoși, se va mântui și el păcătosul. Dar asta nu e Evanghelie. Asta este iresponsabilitate.
Asta este bătaie de joc pentru cugetul oamenilor. Asta este blasfemie la adresa lui Dumnezeu.